Radu, o primă parte a pregătirii în care ați jucat și câteva jocuri de verificare, cum a fost? Este o perioadă grea de acumulare în care încercăm să ne pregătim foarte bine pentru nou sezon și să ne îndeplinim obiectivul, acela fiind de a intra în play-off. Partide dificile, adversari care de asemenea luptă pentru același obiectiv? Da, sunt adversari foarte buni, noi încercăm să respectăm planul tactic, să jucăm cât mai bine și să câștigăm. A fost un an 2018 foarte bun pentru tine, ai debutat în Liga 1, te-ai calificat alături de Național de Tineret la Campionatul European. Da, a fost un an foarte bun, sper ca și în 2019 să joc cât mai bine, să reușesc să merg la Euro și să joc, să ne îndeplinim și acolo obiectivele. Trebuie să facem o figură frumoasă pentru că lumea are așteptări mari de la noi și noi trebuie să nu-i dezamăgim. Ai și o dorință anume pentru acest an? Sper să fiu sănătos și să pot să joc cât mai mult. Asta e cel mai important. Restul o să vină de la sine. Dacă mă pregătesc bine, o să am rezultate.